Am revenit în studioul Iași TV Live. În platou alături de mine se află în continuare domnul Radu Ursanu, director regional al sucursalei de poștă Iași și intervenție în premieră pentru televiziunea noastră. A venit alături de noi online prin Skype domnul director general al Poștei Române, domnul Valentin Ștefan. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Înainte de pauza de publicitate, discutam despre cum reușește Poșta Română să facă pași către modernizare. Vedem că este o instituție care a tras destul de multe ponoase de-a lungul timpului, însă acum parcă vrea să facă mai mult și să vină în rând cu tehnologia și cu toate lucrurile moderne. Dumneavoastră sunteți director de un an și ceva, înțeleg, al instituției pe țară. Aveți planuri mari, gânduri mari și chiar susțineți că vreți să puneți în aplicare proiecte importante. Cum vedeți acum că arată Poșta Română, către ce se îndreaptă și, eu știu, o scurtă comparație foarte sumară despre momentul în care ați venit și cum arăta Poșta atunci? Am venit într-un moment foarte bun la Poșta Română și aici am avut oarecum noroc că directorii de dinaintea mea au reușit totuși o relativă stabilizare economică a companiei. Poșta a trecut printr-un deceniu foarte greu după anii 2006-2010. S-a confruntat cu foarte multe probleme semnificative legate de activitatea companiei și câțiva directori au reușit să o redreseze, iar mandatul meu a început dintr-un loc bun al poștei, și anume datoriile istorice ale companiei nu mai existau. Piața de coletărie, piața de servicii poștale era pe un trend ascendent. Datorită sau din cauza pandemiei, depinde cum vreți să vedeți. Sunt o bună parte din serviciile noastre sunt pregătite să își revină tot așa prin anumite decizii luate de predecesorii mei. Vă dau un simplu exemplu. Fostul director a reușit să facă un împrumut bancar de 40 de milioane de euro, ceea ce nouă ne permite acum să facem investițiile acestea mult dorite și mult visate. Deci, din fericire, am preluat companie într-un moment bun, dar asta nu înseamnă că provocările nu mai există sau că nu este nevoie de foarte multă implicare și de foarte multă muncă. Spuneați pe atunci când ați preluat mandatul că e nevoie de o reorganizare cumva din temelii a Poștei Române, sunt multe de făcut pe termen lung, adică sunt proiecte care durează, tocmai pentru că e mult de muncă. Cu ce ați început? Am început cu această stabilitate, cu această stabilizare a companiei. În primul rând, administrația centrală super fantastic din punct de vedere profesional. Sunt totuși, e o companie foarte centralizată, e o companie care nu a avut libertatea de a lua decizii la nivel local și am încercat să schimbăm această cultură organizațională prin a da cât mai multă libertate la nivel local. Sigur că da, este o provocare, este foarte greu pentru oameni care zeci de ani au fost obișnuiți să ia decizia, acum să trebuiască să consulte teritoriul înainte să ia anumite decizii și de multe ori să ia decizii la solicitarea colegilor din teritoriu. Domnul director Ursanu, care este lângă dumneavoastră, conduce cea mai mare sucursală a companiei noastre. Are undeva la 3500 de oameni în subordine. Vă dați seama că dânsul știe mult mai bine ce trebuie să facă decât un șef de departament din administrația centrală. Și atunci mi se pare firesc și natural ca domn director Ursanu să sune în companie și să spună ce trebuie făcut și nu invers. Această schimbare de mentalitate și de abordare este poate principala provocare și sper că suntem în direcția cea bună încât companie și angajații companiei să înțeleagă că lucrurile trebuie să se schimbe. Mă întorc tot la acele declarații pe care le-ați făcut la începutul mandatului. Spuneați că aceeași problemă, spuneați despre aceeași problemă, că e totul controlat la nivel central și vă plângeați oarecum de starea economică. Sunt aceste servicii cu pensia și unele care
vă limitează într-un fel activitatea, iar salariile sunt foarte mici. Cum vedeți pe viitor să dezvoltați și partea de resurse umane, de salarii, dar și veniturile? Da, deci am prioritizat acest lucru și din fericire în ultimul an, în ultimul an și jumătate aproape de când am preluat eu poșta, am reușit să creștem salariul mediu din companie cu 500 de lei. Niciodată în istoria companiei n-a mai existat o creștere atât de mare într-un an de zile. Este o prioritate pe care încercăm să o ținem pentru că este aproape imposibil să avem angajați buni, angajați bine pregătiți, dacă nu sunt și plătiți pe măsură. Încă mai avem câțiva pași de făcut până ajungem acolo, dar sunt convins că în perioada imediat următoare o să închidem acest capitol și ne putem axa și pe alte tipuri de beneficii pentru angajații noștri. De la condițiile de muncă, poate până la alte tipuri de beneficii pe care le pot obține. Acum, problemele companiei nu țin doar de angajați. Din contră, întreaga masă, întreaga armată a poștei a trebuit să fie și trebuie să fie reașezată. Trebuie să fie compatibilă cu vremurile pe care le trăim. Așa că încercăm să aducem lângă angajații noștri, care sunt niște oameni extraordinari. Vă spun că nu cred că mai există vreo companie în România care să aibă angajați atât de dedicați, oameni care au stat zeci de ani lângă companie. Și au nevoie de ajutor acum. Trebuie să le punem această tehnologie atât de mult dorită. E și o necesitate a companiei, pentru că sunt unele zone, cum este zona Ilfovului, unde efectiv nu reușim să mai găsim forță de muncă. Este o competiție foarte mare și nu sunt oameni pe care să îi angajăm, indiferent de salariu. Așa că e nevoie de această tehnologie, dar tehnologia este necesară nu doar pentru a ne face, pentru a ne desfășura noi activitatea, tehnologia este necesară și pentru a veni în întâmpinarea clienților. Oarecum nevoia consumatorului s-a schimbat. Sunt foarte, foarte mulți clienți care nu vor să mai vină în oficiu poștal, vor să fie serviți acasă sau vor să-și primească coletul în cutiile poștale digitale. Așa că încercăm să trecem și noi prin această transformare de la tradiție la modernitate. Astfel că ați venit cumva să preluați modelul deja introdus pe piață de unele firme de curierat. Înțeleg totuși că aveți și ceva inovativ și alte soluții care nu au fost implementate de privat, dar reușiți dumneavoastră să le dați o formă și poate să le implementați. Sigur că de acum, știți, Poșta are un portofoliu de produse foarte diversificat. Așa că noi ne putem compara și cu companii de curierat, ne putem compara și cu companii din sfera serviciilor financiare. Practic avem o arie foarte mare, exact, de companii cu care ne putem compara. Ne bucurăm că, în sfârșit, privatul a educat clientul să folosească anumite produse și acum noi profităm de acest lucru și suntem pregătiți să intrăm pe piața cutiilor poștale digitale, ceea ce de obicei era invers. Companiile de stat trebuiau să pregătească această schimbare, după aceea privatul venea și profita. Mergem la sigur cu această investiție, știm comportamentul clienților din România, știm la ce să ne așezăm, ceea ce ne ușurează foarte mult luarea deciziilor și, cum am văzut, investiții istorice în Poșta Română. Deci ăsta este un lucru pozitiv. În același timp, există și o nevoie de a recâștiga toți acei clienți care au hotărât să își dezvolte foarte mult un comportament digital, un comportament online. Și aici încercăm să transformăm serviciile poștale din clasic în modern. Vedeți, mai este un aspect legat de Poșta Română. Suntem de 160 de ani pe piață. În Poșta Română nu poți doar să te gândești la cum o să arate compania peste un an, doi sau trei. Trebuie să ne gândim ce o să facă compania și ce nevoie are societatea peste 5 ani, 10 ani sau 20 de ani. Și asta încercăm să facem acum, să începem această transformare digitală, plecând de la o imagine a serviciilor poștale de peste 10 ani sau de peste 20 de ani. Așa că este oarecum o provocare pentru noi să înțelegem ce se întâmplă acum, dar să ne și imaginăm ce o să fie peste un deceniu. Acum sunt, cum spuneați, aceste modele pe care
le-au reușit să le formeze privatul. Dumneavoastră, cu ce veniți în plus? Mă gândesc că e un preț competitiv, e și altceva pentru a atrage acel client care s-a săturat. Știm bine că sunt aceste comportamente. S-a săturat de poșta română, s-a săturat de contactul cu poșta română, nu mai vrea să audă. Cum faceți să-l aduceți înapoi? Păi, acum depinde din ce perspectivă există această nemulțumire față de Poșta Română. Există o nemulțumire că avem, nu știu, sediile Poștei Române nemodernizate, Atractive. nerenovate. Da? Dar de obicei este clientul care oricum nu vine în oficiul poștar. Din principiu, nu? Așa că problema aceasta nu este o miză pentru recâștigarea clienților. Recâștigarea celor clienți este să le oferim serviciile de calitate așa cum și le doresc ei, fără să intre în oficiul poștar. Deci problema oficiilor poștale, chiar dacă este rezolvată, tot nu o să atragă acești clienți care oricum nu țin în oficiile poștale. Deci trebuie să identificăm nevoia clienților și să încercăm să ne adaptăm. Problema cu Poșta Română nu este că nu avem oficiile poștale nerenovate. Problema este că, în general, oficiul poștal nu mai face parte din modernitatea serviciilor, din modernitatea unei companii de piață. Resursa Gândiți-vă la o timpului. companie privată. Câte oficii poștale are o companie privată? Și vă spun eu că nu are niciunul. Dar și o duc foarte bine. Deci aici este miza, da? Să reconstruim, să regândim compania astfel încât să corespundă nevoilor și pieței în care activăm acum. Practic, să spunem poșta română și să nu ne mai gândim la oficiu poștal. Da, Nu mai vedem în exact. minte acel oficiu, eu știu, un factor poștal. Da. Spuneați mai demult și despre acești factori poștali. Cum stați cu ei? E greu de găsit, spuneați, în Ilfov, nu știu dacă doar la factori poștali vă refereați, e greu de găsit un astfel de lucrător de factor poștal. Corect. Este greu de găsit, dar miza noastră este să reușim să transformăm tot ce înseamnă factor poștal, tot ce înseamnă oficiant, într-un angajat modern, într-un angajat care este plin de tehnologie. Miza este ca un poștaș, când merge acasă la om, să poată să rezolve o gamă largă de nevoi ale cetățeanului. Pentru asta este nevoie ca poștașul să aibă tehnologia necesară, de la un PDA, o tabletă pe care să o folosească în desfășurarea activităților, până la tot ce înseamnă respectarea cadrului fiscal al statului. E nevoie de o imprimantă care să scoată bonuri fiscale, e nevoie de o comunicare constantă între Poșta Română, între instituțiile statului și nevoile clientului. Odată ce avem această infrastructură creată, atunci putem să diversificăm și mai mult sfera noastră de servicii. Vă dau doar un exemplu. De ce este nevoie, de ce un client poate să-și plătească online taxele la ghiseu.ro și nu poate să-și plătească aceeași taxă când poștașul merge la el acasă? Aici trebuie să ajungem astfel încât Poșta Română să devină un integrator de servicii și absolut toată interacțiunea cetățeanului cu statul român să poată fi făcută și la Poșta Română. Da? Să fie un cetățean care are, nu știu, are domiciliu în Iași, dar să aibă reședința în Piatra Neamț. Și din Piatra Neamț să meargă la oficiul poștal și să-și plătească toate dările către autoritățile locale din Iași. Iar Poșta Română să poată să facă aceste lucruri. Sau să-și comande, să schimbe pașaportul într-un oficiu poștal, să nu mai meargă neapărat la instituțiile specializate pentru aceste lucruri. Sunt multe lucruri pe care le poate face Poșta Română, dar mai întâi trebuie să rezolvăm câteva probleme fundamentale. Să reconstruim infrastructura IT a companiei, să recăpătăm încrederea clienților în noi și, nu în ultimul rând, să fim dispuși, la nivel de angajați, să incorporăm toate aceste noi servicii pe care societatea le cere, de care societatea are nevoie. Așadar, munca celor din poștă va fi una mai frumoasă și
pot fi mândri angajații poștei că lucrează la poștă la un moment dat, mai ales că lucrează cu instrumente moderne, pentru a restructura, a reorganiza, cum spuneți. Aveți nevoie de ajutorul guvernului, al legislativului? E nevoie și de altfel de schimbări în acest sens ca să vă ușureze puțin tranziția către modernism? Tot timpul acționarul companiei e bine să sprijine modificările din cadrul companiei. E nevoie într-adevăr și de schimbări legislative care să ne permită să ne ușureze oarecum munca. Dar în același timp, astea sunt nevoi secundare. Principala problemă ține de Poșta Română, ține de managementul companiei, ține de mine, ține de domnul Ursanu, ține de noi cei care avem putere de decizie în companie. Dumneavoastră veniți cu o experiență vastă în privat, chiar peste hotare, peste ocean. Aveți foarte multă energie, aveți foarte multe speranțe că veți reuși. Ce vă motivează să mergeți la drum atât de vehement? Dumnezeu mi-a binecuvântat drumul și m-a pus director la poate cea mai importantă companie din România. Gândiți-vă că avem 8 milioane de clienți unici. Nu știu dacă mai este vreo altă companie la fel de populară cum e Poșta Română. Avem o cifră de afaceri de aproape 300 de milioane de euro. Avem o rețea unică în România. Este imposibil să lucrezi pentru o asemenea companie, să ai puterea să schimbi atât de multe lucruri, nu doar în companie, dar și în țară, în societate, și să nu fii motivat, să nu ai energia necesară zi de zi să vii aici, să încerci să faci treaba. Da, au mai fost situații în care au venit și au încercat oameni din afara zonei publice, unde știm cu toții că sunt fel și fel de cazuri în care își găsesc un loc călduț acolo și mare lucru nu iese. Iată că e nevoie de curaj, de răbdare și de atâta perseverență să mergeți la drum, la acest drum, care nu e ușor. Într-adevăr, încercăm să reducem temperatura din poștă, astfel încât să nu mai avem locuri călduțe, ci doar să avem locuri unde lumea muncește și cine e pregătit și vrea să-și facă treaba, să poată să-și facă. Spuneați la început că ați eliminat cumva această centralizare, ați lăsat oarecum mână liberă celor din teritoriu să se gospodărească mai bine, că știu ei cel mai bine ce e de făcut în acel loc. Cum vedeți situația de la Iași? Cum vi se pare că evoluează? Ce e nevoie să se întâmple? Acum mi-aș dori ca lucrurile să se întâmple atât de repede încât libertatea de a lua decizii și de a face ce trebuie să fie ajuns la un punct maxim. E un proces de rulare, exact, cu siguranță. Este un proces, descentralizarea mai durează, nu se pot lua încă deciziile atât de ușor la nivel local. Sucursala Iași este cea mai mare sucursală și după București cea mai bogată. Avem o eficiență foarte mare pe tot ce înseamnă profitabilitate pe angajat în Iași. Lucru care nu se găsește în alte sucursale. Aici sunt două lucruri. Fie avem încă, poșta este foarte căutată de clienții noștri, fie managementul companiei la nivel local, și mă refer aici la domnul director Ursanu ca director de sucursală, dar și directorii de județe, au reușit să echilibreze nevoia de personal cu nevoia de pe piață. Așa că lucrurile arată bine la nivel de sucursală Iași și această optimizare de care tot vorbim noi se apropie de un final la Iași. Mai mult, la Iași să știți că este prima sucursală care a reușit să demareze și va finaliza în mai puțin de o lună prima investiție majoră într-o clădire de patrimoniu a poștei. E vorba de sediul poștei din Piatra Neamț, care prin implicarea domnului director Ursanu, prin implicarea directorului de OJP din Piatra Neamț, a fost aprobat acest proiect. Este vorba de aproape 4 milioane de lei, o investiție foarte mare pentru Poșta Română, dar vă invităm, când o să fim gata de deschiderea noului oficiu poștal, să vedeți cât de superbă e clădirea aceea.
O vom marca cu siguranță, o vom vizualiza. Domnul Ursanu, ne-ați spus în prima parte a emisiunii, ați trecut în revistă în mare câteva dintre, sau unele mai importante, unele investiții mai importante, cum s-a dezvoltat în ultimii ani. Care a fost, cum a fost suportul pe care l-ați primit de la București? Mai înainte vă spuneam că sunt de aproape 13 ani în poștă și nu că îl perii pe domnul director, dar mi se pare unul chiar, am spus, cred că e cel mai bun director de care m-am... Cine pune speranțele în dezvoltare? Eu îmi și pun foarte multe speranțe. Mi-am asumat din prima modelul de management. Niciodată un director de companie, cum este domnul Valentin Ștefan, nu a încurajat zona directorii de locali, regional, pentru că noi știm cel mai bine ce este de făcut. Colaborat cu o echipă de consilieri, pentru că noi de atâția ani nu privim decât cu ochelari de cal și a adus domnul director niște consilieri care privesc spre viitor. N-am vorbit, domnul director, despre primul NFT al unei entități din portofoliu al statului român, printr-un acel timbru digital care l-am sărbătorit, da, la 160 de ani de la înființarea poștei române. Chiar în Muzeul Național de Istorie, fostul palat al și multe mai sunt de spus. Da. Chiar imaginați-vă că au fost luate pe lângă cele amintite anterior de mine, scaune care nu erau adică pare ceva banal, dar după atâția ani adică care nu s-a întâmplat nimic, unități, înțelegem. Imagine. Da, acum, este clar o evoluție. POS-uri, știți că firmele astea de curierat, când te duci după colet, nici nu vine acasă. Noi ne ducem acasă la om, batem la ușă și o să avem și noi posibilitatea de a emite chitanță și factură. În urma, pe lângă toate astea, cum spunea domnul director, ne ocupăm și de servicii financiare, titluri de stat, avem, cred că suntem ultimii, nici băncile nu mai au titluri de stat. Foarte complexă activitatea. Suntem la finalul emisiunii, vom dezvolta și cu alte ocazii viitoare. Domnule Valentin Ștefan, foarte, foarte pe scurt, dacă ne spuneți cum va arăta poșta în următorii 5 ani, să spunem, ce să știm noi despre Poșta Română? Cu siguranță Poșta Română va fi aici, va rămâne alături de români și sperăm că o să reușim să aducem compania cât mai aproape de comunitățile locale, să facă parte și mai mult din viața românilor de zi cu zi. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și sperăm să ne revedem curând cu rezultate, cu informații despre cât mai multe proiecte bune. Mulțumesc și eu. Mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați venit la noi în studio, vă mai așteptăm. Mulțumesc, dragi telespectatori, pentru că ne-ați urmărit și în această săptămână. Vă doresc o seară frumoasă. Mulțumesc frumos!